Bună ziua, domnul Bistrițean. Cum vedeți, domnule președinte Simion, tot ceea ce se întâmplă, acest scandal din coaliție, Nicolae Ciucă, iată, aflăm, cheamă liderii la București mâine pentru a stabili dacă miniștrii își vor da demisia sau nu din guvern. E o criză, cel puțin la nivel declarativ, asta vedem că se întâmplă la vârful țării în acest moment. Guvernul acesta al lui Klaus Werner Iohannis trebuie să plece. Guvernul acesta a făcut prea mult rău și activitatea trebuie încheiată cât mai urgent ca să asigurăm alegeri libere. În România nu au fost alegeri libere, le-au comasat neconstituțional, au folosit diferite tertipuri, au pe mână toată puterea și asta dăunează. Baronii liberali se tem și în momentul ăsta își folosesc ultimul cartuș. Să plece de la guvernare că nu o să mai intre în Parlament. Noi avem semnăturile, avem textul moțiunii și aștept să văd dacă sunt serioși măcar de data asta. Ultima oară l-am dat afară pe Florin Câțu, trebuie să plece și Ciucă și Ciolacu, că sunt amândoi marionetele lui Klaus Iohannis. Până mâine la 9 dimineața aștept USR-ul să vină cu semnăturile, să intrăm în procedură de demitere a acestui guvern, ca luni să mergem la vot. Mâine la 9 dimineața fac o conferință extraordinară, prezint textul moțiunii, prezint semnăturile pe care le avem noi, să vedem dacă doamna Lasconi este în cârdășie cu soldățelul de plumb Ciucă și pornește ei în final într-un război, că n-au fost în viața lor într-un război. Veți depune noastră o moțiune, domnule președinte Simion, sau veți vota moțiunea pe care a anunțat inclusiv USR-ul, doamna Lasconi, că o vor depune? Care e, de fapt, strategia? Păi USR-ul n-are semnăturile în momentul ăsta și până se hotărăște rotofeiul de la vârful Senatului dacă face, nu face, noi trebuie să depunem semnăturile ca luni guvernul acesta să fie fa și pusi și să spunem la revedere unui dictator și unui turist numit Klaus Werner Iohannis. Epoca lui Klaus Werner Iohannis trebuie să se sfârșească aici lunea viitoare. Sunt cât se poate de determinat să merg până la capăt în această inițiativă și sper că USR-ul nu face doar joc de glende și mișcări electorale, iar PNL-ul să-l văd dacă pleacă câinele de la măcelărie. Păi, ei spun că nu ar vrea neapărat să plece pentru a asigura buna desfășurare a alegerilor. Nu vor să plece de la Ciolan. Sunt de fapt niște hoți, cum era și Virgil Popescu. De la cap la coadă și cu Brareș Bocan, care taie pensiile speciale. Eu sunt gata, sunt hotărât să dau jos marionetele PSD-PNL, marionetele lui Klaus Werner Iohannis. Hai să vedem dacă mai există bărbați sau există numai Brareș Bocan din ăștia pe acolo, pe la PNL. Aminteați de Klaus Iohannis. Ce implicare are, de fapt, președintele în tot acest scandal politic pe care îl vedem acum? Păi Klaus Iohannis i-a adus împreună pe Nicu și Marcel. Klaus Iohannis are guvernul lui. Klaus Iohannis a stat cu PSD timp de ani de zile și a câștigat două mandate cu PSD, dar de fapt era înțeles cu PSD-ul. Așa că eu nu cred în aceste certuri. Vreau să văd că pleacă cu Grindeanu, cu Neacșu, cu tot guvernul. Dacă e bărbat domnul Ciolacu, să pună mandatul pe masă și să nu mai rămână cu peneliștii aceștia. Să-i văd plecând de la guvernare, asta îmi doresc. Și rămânem fără guvern acum în prag de alegeri, domnule Simion, care sunt calculele? Rămâne unul interimar care să asigure alegeri libere, pentru că în momentul acesta, eu mă îndoiesc, am văzut ce s-a întâmplat la Curtea Constituțională, am văzut cum s-au comasat alegerile. În momentul ăsta noi nu avem parte de alegeri libere și m-aș bucura să fie un guvern tranzitoriu ca să asigure trecerea la noua putere, pentru că e prima oară după 20 de ani când avem alegeri prezidențiale și parlamentare concomitent. Și trebuie să facem trecerea drept democratică, liberă, așa e corect, mai ales după scandalurile din ultimele zile. Un guvern tranzitoriu ca să asigure preluarea puterii de către noua majoritate. Care va fi? Cum vor decide românii? De asta dacă ne lasă să candidăm. Aveți semnale că ați putea fi scoși din cursă și dumneavoastră, cei de la AUR? Am multe semnale, sunt oameni din interior și din exterior care și-ar dori cumva să împiedice candidaturile noastre. Nu o să se întâmple lucrul ăsta. George Simion merge până la capăt. Bun, vreau să vă întreb dacă veți discuta cu Nicolae Ciucă, dacă veți pune mâna pe telefon să-l sunați,
pentru că a spus că vă bazați pe voturile USR-ului și veți vrea să vedeți dacă chiar susține ceea ce declară domnul Ciucă, și anume că vrea să se desprindă de Partidul Social Democrat. Ce veți face? Îl veți contacta? Care e planul? Cu domnul Ciucă este simplu. Să dea ordin parlamentarilor săi să voteze această moțiune de cenzură. Este simplu. L-aș întreba pe George Simion dacă este cumva un mesaj pe mai departe pentru USR. Ok, am înțeles-o pe asta cu moțiunea de cenzură, dar pe mai departe? Noi suntem adversari ideologici cu USR-ul și mai departe nu văd cum AUR, care este conservator patriotic, să dea mâna cu un USR globalist anticrist. Da, e de văzut ce se va întâmpla. E foarte interesantă poziția dumneavoastră. Cred că și domnul Andronic vrea să vă adreseze o întrebare. Vă rog, domnule Andronic. Da, bun. Domnule Simion, tocmai pentru că vedem ceea ce se întâmplă, cum vedeți și această declarație pe care o face Marcel Ciolacu, și anume că dacă PNL-ul va alege să facă această mutare, da, și anume miniștrii să-și depună demisia, el pleacă de la guvernare. Ce joc face Marcel Ciolacu în aceste momente, domnule Simion? Care e de fapt strategia? Așa ar fi frumos din partea lui Marcel Ciolacu, dacă este candidat la alegerile prezidențiale, să nu folosească pârghiile guvernului. Ar trebui să plece din funcția de prim-ministru și în luptă dreaptă să ne luptăm, în test de IQ să ne măsurăm, că am înțeles că domnul Stănescu laudă pe domnul Ciolacu că e foarte deștept. Hai să vedem să aleagă românii între doi oameni care pornesc cu aceleași șanse. Este evident că George Simion și Marcel Ciolacu o să intre în turul 2. Ce vreau să asigur toți românii care își iubesc această țară este că Marcel Ciolacu nu va câștiga. Marcel Ciolacu, pe de altă parte, se delimitează de acest scandal legat de decizia CCR-ului. Ați văzut că a spus chiar că e necesară o reformă, că Partidul Social Democrat n-a avut nicio implicare și că e o criză politică generată de o serie de declarații irresponsabile, dacă mi-aduc aminte bine. Încerc să citesc din memorie. Cum vedeți această poziție, domnule Simion? Eu cred că scandalul între ei a apărut de la ultimele sondaje și de la faptul că PNL-ul nu mai stă așa de bine în sondaje. Însă Curtea Constituțională, dacă încearcă să ne vândă domnul Ciolacu, prietenul cel mai bun al lui Claus Werner Iohannis și prietenul cel mai bun al ambasadelor, să ne vândă o poveste că ei nu controlează Curtea Constituțională, permiteți-mi să mă îndoiesc. Dar cât de prostă PNL-ul? Că vorbeați despre sondaje, cam cât de rău poate să fie? Că deși ne spun că îl vor băga pe Ciucă în turul 2. Ei spun că sunt convinși că așa va fi. Cum, cu 8%? De aici disperarea. Mai au o singură șansă să iasă acum de la guvernare. Hai să iasă și hai să pornim toți competitorii electorali cu aceleași șanse. Pentru că, încă o dată, ei sunt la guvernare, ei au omul la AEP care ne-a sancționat, ei au procurori, ei au justiție, ei au Ministerul de Interne, ei au toate instituțiile de forță în țara asta. Și atunci, ce șanse am eu ca partid de opoziție ca să bată așa ceva? Haideți să pornim de la șanse egale, un guvern independent care să asigure alegeri libere. Asta îmi doresc și merg până la capăt. În mod normal, luni ar trebui să fie gata cu guvernul Ciolacu. Dacă vor decide cei din PNL să voteze, pentru că aici e de fapt cheia și rămâne de văzut ce vor... Ciolacu spunea că el nu o să plece de la guvernare. Rareș Bogdan este simbolul PNL-ului în momentul ăsta. Cum e Rareș Bogdan, așa este și conducerea PNL-ului în acest moment. Și nu pot să spun că o să vă amendeze CNA-ul. Cum e Rareș Bogdan? Ce fel de... Știți cum e politica? Așa e și Rareș Bogdan. Ce vreau să spuneți, domnule avocat? Vreau să continui pe ideea că PNL cumva are frâiele în momentul de față, pentru că domnul Ciolacu spunea în felul următor: domnule, dacă pleacă miniștrii de acolo, voi demisiona și eu, îmi voi depune mandatul. Părerea mea este că pentru AUR în momentul de față este un moment de cotitură, pentru că dacă va face frontul acesta comun cu cei de la USR, pentru că nu în mod întâmplător l-am întrebat pe George mai devreme ce aia de gând pe mai departe, pentru că ar fi fost în totală antiteză cu ceea ce ar fi...
cu ceea ce ar fi însemnat doctrina Partidului Aur, să facă pe mai departe adică aliată cu USR-ul. Adică spuneți că dacă vor vota moțiunea împreună, vor fi asociați automat ca fiind... Cumva asta s-ar fi înțeles, dar ideea este că dacă au un plan comun, măcar în bucățica asta, indiferent ce se întâmplă, nu vorbim aici, sigur, este o instabilitate totală dacă se ajunge la o demisie în bloc la guvernului. Dar pe partea cealaltă, vă spunea cineva într-un material de mai devreme și conform legii așa este, ei vor rămâne exact în aceleași poziții, vor exista interim până când... Adică ei vor rămâne zile, să conducă țara doar că interimar, spuneți. Exact, interim, absolut. Bun, da, ați auzit, domnule Simion, practic tot ei rămân la vârful statului, indiferent dacă își dau demisia sau nu. În cazul unei moțiuni de cenzură, însă lucrurile stau diferit. Dacă se votează moțiunea de cenzură, da. Premier și nu vom mai avea niște miniștri cu puteri depline. Nu este adevărat. Iertați-mă că intervin. Da, spuneți, vrea și domnul Turcescu să vă adreseze o întrebare. Acum îl știm pe Marcel Ciolacu. Nu se va ajunge, dacă va simți că e vorba de o moțiune de cenzură care are șanse să treacă, în niciun caz nu va aștepta momentul moțiunii de cenzură și va demisiona. Adică și-a anunțat. Există această... Cel mai repede, iar baliza și te du, Marcele, pleacă, du-te, că ne-am săturat. Deci, exact, suntem în situația în care, în mod paradoxal, eu însă îndrăznesc să spun că spargerea acestei guvernări, practic renunțarea la guvernare... Vă întreb doar puțin pentru că vreau să-l ascultăm pe ministrul Predoiu, da, declarații chiar acum la Partidul Național Liberal.